În carte am vrut să apară și câteva mărturii ale unor oameni care ne cunosc sau care trăiesc sub acoperișul nostru. În seara astăzi îi dau cuvântul lui Andrei, care locuiește cu noi de aproape un an de zile, student la Facultatea de Istorie, doar în două cuvinte să ne spună ce gândește el despre carte sau despre cum vede el acest institut. Mulțumesc! Sunt onorat să vă vorbesc. Iată-ne în a doua zi, nu-i așa, Simpozionul Internațional de Teologie și Filozofie, Orient și Occident. Cartea aceasta, domnul profesor a avut, îmi este și profesor, a avut ocazia să vorbească primul. Aș aduce doar o mică completare. În primul rând am specificat că această carte nu este doar o unire între Orient și Occident, ci este și o unire între student și profesor, dar și între maestru și ucenic. Nevrăjitor. Nevrăjitor. Da. Cartea de față este, are trei părți. Prima parte cuprinde contribuții științifice. Aici îl avem pe domnul profesor Liviu Damian, pe părintele profesor Lucian Dâncă, pe domnul profesor Tudorie, care se află la Institutul Sfântul Vladimir din New York. A doua parte menționează câteva documente din archivele congregațiilor, părinților asumționiști. În mare parte este contribuția părintelui profesor. Iar a treia parte cuprinde mărturii din trecut și azi. Pe lângă mine mai este și doamna profesoară Francisca Bărităceanu, care are acolo o contribuție deosebit de importantă, doamna profesor Madeia Axinciuc de la Facultatea de Litere, cât și alte personalități. O avem și pe doamna Diana Pârlu, care este aici în casă și deseori ne ajută. Datorită ei, conferința aceasta merge foarte bine. Cartea, ca și format, zic eu că e una foarte bună. Merge să o citești în metrou, știi, un autobuz, să o bagi într-o mapă, într-un chiosdar și are în jur de 300 de pagini. Deci poate fi citite și pe sărite, pentru cei care nu au timp să o parcurgă așa în totalitate. Dar cum spunea domn profesor, că o să fie o bibliografie obligatorie. Și ca și concluzie, am spune următoarele. Orientul și Occidentul se întâlnesc aici și sunt sigur că Sfinții Petru și Andrei sunt fericiți să ne vadă pe toți uniți, indiferent că suntem de tradiție latină, de tradiție bizantină, sau suntem catolici, ortodoxi și așa mai departe. Eu cred că Sfinții de acolo se bucură că putem fi împreună. Mulțumesc!